Șoferii care circulă cu anvelope uzate pe ploaie sau în insoare trebuie să știe că nu riscă doar să producă un accident, ci și să fie amendați de poliție. Legea din România îi sancționează pe șoferii care, din cauza anvelopelor uzate, pot provoca un accident. Toate cauciucurile au un indicator al uzurii, iar când acesta este atins sau depășit, atunci trebuie înlocuite cu alte anvelope noi. Amenda pe care o poți primi dacă circul cu anvelope uzate pe ploaie sau nisoare este una destul de mare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a doua de sancțiuni, conducerea unui autovehicul și tractor agricol sau forestier care are montate anvelope uzate peste limita admisă. Se precizează în articolul 100.6 din legea 195 2002, ceea ce înseamnă că șoferii pot primi 4 sau 5 puncte de amendă chiar și dacă drumul e uscat și afară ai senin, deci amenda va fi între 580 de lei și 725 de lei. Cum îți dai seama că trebuie înlocuite cauciucurile? Anvelopele ar trebui inspectate constant, fie înainte de a pleca la drum, când ai o călătorie mai lungă de făcut, fie o la câteva săptămâni dacă circul prin oraș. Astfel, poți observa din timp când apar tăieturi, gâlme sau alte defecte ale anvelopei. Ori le poți remedia la vulcanizare, ori înlocuiești anvelopa înainte de a se sparge de tot. Pentru a-ți da seama când trebuie înlocuit cauciucurile, trebuie să te uiți la indicatorul de uzură. Acestea sunt nervuri de mici dimensiuni perpendiculare pe anvelopă, la o înălțime de cel puțin 1,6 mm față de baza anvelopei. Acestea devin vizibile când stratul superior al cauciucului se macină. În general, o anvelopă nouă are stratul superior între 7 mm și 9,5 mm. Recomandarea specialiștilor e ca anvelopele de iarnă să fie înlocuite când acest strat scade sub 4 mm.